Toamnă, fă-mi cărarea frumoasă, prin anii de frunze ce cad. Gânduri senine să vă încălzească inima, să fiți mulțumiți și fericiți. Bună dimineața cu drag, Mădălina Mitu vă urează în această dimineață tot ce e mai bun și mai frumos pentru o zi de miercuri specială. Când ne-am trezit, un frumos cadou am primit de la Dumnezeu, o nouă zi. Astăzi revine pe la noi o artistă, dragă sufletului meu, cu noutății muzicale și să aflăm ce a mai făcut ea în ultima perioadă de când nu ne-am mai văzut. Să-i urăm bun venit solistei Camelia Radu. Bună dimineața, draga mea, și bine ai revenit la matinalul Fii Antenă! Bună dimineața, Mădălina! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur să ne revedem! A trecut o perioadă destul de lungă de când nu ne-am văzut. Bună dimineața și telespectatorilor! Și mă bucur să fiu în această dimineață alături de tine și de telespectatorii noștri. Într-adevăr, așa este, draga mea, dar știi cum e, niciodată nu este târziu. Îmi place tare mult cum te-ai îmbrăcat în această dimineață. Îmi place foarte mult această culoare, este culoarea mea preferată și vreau să ne povestești de unde ai achiziționat această ie superbă, această culoare deosebită, turcoaz. Mă bucur că îți place, să știi că, uite, aici ne potrivim, albastru este și culoarea mea preferată. Vreau să spun că această iuță este foarte veche, asta să vorbim puțin despre cum sunt eu îmbrăcată astăzi. Este o ie din marchizet, da, cu niște imprimeuri cu sute din mătase, uh-huh, și am și niște șoarțe care completează această ie deosebită, zic eu, niște podoabe, cum îmi place mie să spun. Am niște șoarțe care sunt cu paiete și cu sute cu fir de argint. Vai, este de-a dreptul sclipitoare, radiezi în această dimineață, în această ținută vestiment, adică în această ținută, un port popular, așa mai modern, aș putea spune eu, Cami, și vreau și eu, dacă tot vorbim de vestimentație, dragii mei, ia de aici, măi, Laurențiu, un cadru pe mine, să le spun și o bună dimineața cu drag celor de la Fashion For You și să le mulțumesc din suflet pentru că mi-au asigurat această ținută superbă, zic eu, mă simt foarte bine așa îmbrăcată, în alb și verde, puritatea, zic eu, că reprezintă non-culoarea alb și verdele natura, îi găsiți pe site-ul lor www.fashionforyou.ro și pe Instagram și pe Facebook, dar și pe TikTok. Pentru toate doamnele și domnișoarele, Cami îți recomand în suflet, prețuri foarte bune, ai rochii și pentru evenimente, în cazul în care ai vreo nuntă, vreo petrecere și, uite, vestimentații de zi cu zi sau, eu știu, dacă vrei să mergi la un restaurant, la o cină, eu știu, la o întâlnire cu prietenele, cu cineva drag sufletului tău. Cu drag voi intra să văd despre ce este vorba, dar cu cea mai mare plăcere, mai ales că am văzut că majoritatea ținutelor tale sunt foarte, foarte frumoase și cu siguranță ceva o să mi se potrivească și mie de acolo, de pe site. Mulțumesc din suflet, Cami, vreau să-mi spui ce ai mai făcut așa în ultima perioadă, de când nu ne-am mai văzut, că mult timp a cam trecut. Da, a trecut ceva timp de când ne-am, uh-huh, văzut. Eu zic că am făcut de toate și îmi place să cred că am făcut lucruri bune, da, mai ales din punct de vedere profesional. Am venit cu niște piese noi, yeah, pe care mi le doream foarte mult să le realizez, mai ales că am traversat o perioadă mai greuță, în care muzica a fost cea mai vitregită, zic eu. Ce ai pățit? Dar nu am pățit nimic, mă refer la perioada pandemiei în care muzica a fost cea mai vitregită, dar mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să depășim și această perioadă și lucrurile au revenit pe făgașul normal. Doamne ajută la toată lumea să fie toată lumea bine și mai cu seamă să, nu știu, să trecem orice perioadă din viața noastră cu fruntea ridicată, așa cum îmi place mie de fiecare dată să o spun. Draga mea, hai să readucem aminte celor de acasă. Uite, am aici o mascotă, mascota matinalului, aș vrea să o denumesc. Și caut un nume. Te inspiră ceva? Îți vine vreun nume? Uite, vezi care și coroana asta, tot încerc așa să bată apropoorii către cei care ne urmăresc, dar ce am primit acum, până acum, ca și denumire, apropo, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate mesajele de ieri, au fost într-un număr foarte mare, mă înclin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc tare mult și m-au ajutat câțiva telespectatori cu o denumire, așa, cu un nume pentru broscoiul nostru, coroană, dar, uite, mami zice Tony.
Nu-mi place, mamă. Mai încercați, vă rugăm frumos. E o prostuță veselă, așa pare. Este acum este și matinalul vostru. Da, și are aici un pupic din partea mea și din partea celor de acasă, cei care ne urmăresc în fiecare dimineață, și vreau să-ți arăt că și vorbește. Deci chiar vorbește. Și pe lângă faptul că vorbește, mai și dansează, iauzi. Bună dimineața, dragii mei, matinal l-am... Bine ai venit, Cami! Bine ai venit, Cami! Doamne, că nu ai nimic, da, super! Deci, da, foarte ce frumos, zic? da. Uite, mă și imită. Am pe cineva aici care să mă înșoptească cât un cuvânt în cazul în care nu dau eu randamentele necesare într-o dimineață în care sunt mai obosită sau mă mai doare și pe mine câte ceva. Și atunci zic, mă, ce se întâmplă cu mine, și îl rog pe el să-mi șoptească cuvântul, să-mi ridice mingea la fileu, sau mai cu seamă cei de acasă mă înțeleg când mai greșesc, nu mă judecă foarte tare și foarte aspru, sper eu. Și am mari emoții, cam e că de mâine suntem la Drăgășan și cu emisiunea, dar și cu prezentările, pentru că încep două sărbători foarte frumoase în municipiul Drăgășan. Îi mulțumim frumos domnului primar și vreau să vă invit pe toți cei de acolo și îi salut pe toți din Drăgășan. Sper că am foarte mulți telespectatori, pentru că am mari emoții. Și vreau să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să socializez, să veniți să vorbim, să facem o fotografie, să avem o amintire frumoasă. Cam ca să nu mai, că uite, timpul fuge repede. Și eu dacă vorbesc astăzi, văd că am o energie foarte bună și mai ales că tu mă inspiri eu foarte mult. Mulțumesc! Vreau să le readucem aminte celor de acasă, cum ești tu ca persoană, cu bune și cu rele, că poate au uitat de atunci de când ne-am văzut, da, noi de la ultima întâlnire. Sunt o persoană destul de sociabilă, zic eu, da. Sunt o persoană dinamică, îmi place viața, îmi place să gust viața asta felie cu felie. Ce frumos. Cum îmi place mie să spun, am și defecte ca orice om, dar zic eu că nu atât de mari încât să iasă în evidență. Aș prefera să cred că lucrurile pozitive sunt cele care mă fac remarcată. Foarte interesant și frumos. Mi-a plăcut cum ai precizat și ai punctat că îți place să gust viața felie cu felie. Ce felie îți place cel mai mult din acel tort numit viață? Păi exact cum spui tu, îmi place felia care este cea mai dulce și pentru treaba asta... Vezi că dai în diabet, Cami. Și pentru treaba asta chiar încerc să fac în așa fel încât să o gust pe cea mai dulce, pentru că dacă nu te zbați un pic, nu dai din coate, nu mai cum să ajungi să gust felia cea mai dulce. Foarte frumos zis și precizat. Cam o ascultăm pe colega mea, Lili, cu horoscopul pentru această zi de miercuri. Invit și pe cei de acasă să ne transmită mesaje, să ne spună dacă au întrebări eu pentru tine, sugestii pentru mine și mai ales un nume pentru mascota noastră, broscoiul, cum să zic eu așa, cu coroană. Deja mie cam îmi vine un nume, dar tot aștept sugestii de la cei de acasă. Dacă până săptămâna viitoare nu-i dați dumneavoastră un nume, o să-i dau eu așa, o să-i fac botez și o să-i dau un nume. Și vreau să vă spun că ziua de miercuri este o zi valoroasă a săptămânii. Are legătură cu eliberarea aceasta de o povară sau o soluție într-o situație destul de încurcată sau dificilă. O ascultăm pe draga mea, Lili, cu horoscopul prezentat, după care începem să vă prezint meteo, mă găsiți aici la tablă. Și continuăm cu invitata mea din această dimineață, Camelia Radu, așa că revenim imediat în direct la matinal. Berbec. Acești nativi sunt determinați să ducă la bun sfârșit toate sarcinile de la locul de muncă. Pe lângă acest lucru, trebuie să rezolvați o problemă de familie, cel mai probabil cu o femeie. Taur. Acestor nativi le merge bine la serviciu, mai ales dacă au desemnat hârtii, contracte sau documente. Este o zi bună să vă concentrați și pe casă și pe familie. Gemeni. Nativii gemeni ar trebui să aibă grijă la o posibilă ceartă cu o femeie. Nu răspundeți provocărilor și tratați totul cu luciditate și calm pentru a nu întâmpina surprize neplăcute. Rac. Astăzi, racii ar trebui să-și analizeze bugetul. Încercați să vă observați comportamentul față de bani pentru a nu strica planurile în desfășurare. Leu. Leii își impun punctul de vedere în relația de cuplu. Pe lângă acest lucru, ar trebui să vă ocupați puțin și de mentenanța casei, cum ar fi lucruri ce se așteaptă a fi reparate. Fecioară.
Astăzi, fecioarele ar trebui să acorde mai multă atenție sănătății. Nu aveți parte de o imunitate prea bună din cauza stresului sau a orelor petrecute la muncă. În ultima perioadă nu vă supra-solicitați și încercați să vă reechilibrați starea fizică. Balanță. Acești nativi sunt susținuți în zona relațiilor și a familiei. Cu toate acestea, la capitolul comunicare nu stați foarte bine, pentru că tindeți să fiți ușor impulsivi sau irascibili. Scorpion. Astrele îi sfătuiesc pe scorpioni să facă puțină curățenie în zona spirituală și sentimentală. Unele persoane vă consumă energia și ar trebui să luați o decizie dacă să continuați sau să puneți punct relațiilor fără viitor. Săgetător. Acești nativi ar trebui să acorde mai multă atenție cheltuielilor. Dacă nu sunteți atenți, puteți avea parte de pierderi financiare. În plus, fiți atenți la drum, pentru că există riscul unor mici accidente. Capricorn. Energia acestor nativi este molipsitoare, dar poate fi ușor consumată de către cei din familie. Ocupați-vă de cei dragi, dar păstrați și pentru voi, mai ales dacă există tensiuni. Vărsător. Vărsătorii trebuie să aibă răbdare în legătură cu anumite proiecte. Succesul și beneficiile materiale vor veni în următoarea perioadă. Pești. Dacă peștii au un vis care poate fi realizat cu ajutorul unui curs de perfecționare, acum este momentul potrivit. Activați-vă latura creativă și fiți deschiși către noi oportunități. Lili, mulțumesc din suflet pentru horoscopul prezentat. Îmi vine mereu să zic pentru meteo prezentat, dar ea ne prezintă horoscopul, iar eu în această dimineață am să vă prezint meteo, să fiu și fata de la meteo. Poate între timp o să-mi găsesc pe cineva care să-mi facă și mie meteo. Poate Laurențiu de acolo, de la Butoane. Bună dimineața, Laurențiu! Și mai spun și bună dimineața lui Miță. Mă bucur tare mult să vă am și pe voi în această dimineață, echipa mea de broscuțe. Că dacă tot am o mascotă broscuță, să fiți și voi broscuțele mele harnice din această dimineață, dragii mei. Bun! Pentru vremea de astăzi, pentru miercuri, dragii mei, la munte, urcăm la obârșia Lotrului și avem o maximă de doar 11 grade, între 10 și 11 grade, cu șanse de precipitații undeva între 50 și 60%. Coborâm puțin mai jos și ajungem la Voineasa cu o maximă de doar 10 grade. Parțial va fi înnorat la munte, dar și șanse de precipitații și acolo undeva între 50 și 60%. Coborâm la poalele munților și ajungem la Brezoi. În zona Brezoi, pentru această zonă frumoasă de munte, avem o maximă de doar 14 grade. Parțial în prima parte a zilei va fi înnorat, dar pe parcursul zilei vom avea șanse de precipitații undeva la 30%. Urcăm puțin la Câineni și în această zonă frumoasă, ce eu des am tranzitat-o acum vreo 2 ani, am urcat așa pe munte, pe acolo, undeva pe zona Boia Mică, Boia Mare. Și vreau să vă spun că acolo vom avea o maximă de doar 14 grade. Bun, mergem mai departe în județul nostru drag și colindăm către Călimănești, o zonă turistică des tranzitată și foarte vizitată, și vom avea acolo o maximă de 16 grade, 15-16 grade, parțial înnorat, cu câteva șanse de precipitații undeva la 30-40%, asta undeva în partea a doua zilei. Horezul, vom avea o maximă de 16 grade, la Băbeni 17 grade, iar la Râmnicu cu Vâlcea vom avea o maximă de 17 grade. Iar la Drăgășani, acolo unde vinul e bun și strugurii sper că s-au copt sau dacă nu mai așteptăm o săptămână, sunt tare curioasă să întreb mâine la acest eveniment frumos, dacă au cules via și mai cu seamă dacă au, care este secretul pentru a face un vin de calitate, iar la Drăgășani astăzi vom atinge o maximă de 18 grade, dragii mei telespectatori. Vreau să vă spun că stau așa și mă gândesc că am ajuns la 1, nu mai avem cu 2, avem cu 1. 18 grade, 15 grade, deja ușor, ușor ne îndreptăm cu pași repezi către iarnă, dar momentan ne bucurăm de toamnă, pentru că suntem în toiul toamnei, iar pe draga mea Camelia Radu, invitata mea din această dimineață, vreau să o întreb, cum de altfel întreb mai toți invitații, dacă au așa, îți schimbă starea de spirit vremea de afară, Cami? Da, să știi că da, contează foarte mult
Știi vremea de afară. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult vara. Pentru mine, vara înseamnă anotimpul cel mai frumos și dacă aș putea, m-aș întoarce în august și aș rămâne acolo. Ce frumos! Dar nici toamna nu este unul dintre anotimpurile care să îmi displacă foarte mult, pentru că are și ea frumusețea ei, nici căldura nu e așa săcuitoare ca în timpul verii, dar una peste alta tot la vară aș vrea să rămân. Frumos spus, frumos precizat. Să înțeleg că ești ca o iguană, așa, ce îți place să stai la soare, pe șezlong să te bronzezi din nevoie mare. Eu, să fiu sinceră, Cami, prefer undeva primăvara. Îmi place așa că natura reînvie la viață, așa îmi place mie să-i spun. Și știu că va veni așa o perioadă frumoasă, adică cu concedii, cu plimbări, cu, eu știu, cu emisiuni frumoase făcute în natură. Acum că vine iarna, mă tot gândesc pentru cei de acasă, unde să mai realizez eu emisiuni și le aștept sugestiile. Uite, mi-a venit acum încă o idee, să vă întreb, dragii mei, dragele mele, dați-mi și mie o sugestie, unde să filmez emisiuni cu invitații veniți de departe, într-un loc aparte. Am început să filmăm la Muzeul Satului, am filmat și într-o zonă spre Bujoreni, într-o grădină foarte frumoasă, cu apă, cum curgea așa oltul și aveam și natură și acei copaci ce ne țineau umbră, dar acum avem nevoie de căldură, deci avem nevoie de o locație unde să ne fie cât de cât ok. Nici să nu mai putem de cald, dar cât de cât să fie, dacă plouă afară, mai ales că toamna vine cu ploi, știi, și atunci clar nu mai putem să filmăm în aer liber. Cami, vreau să-mi spui, pentru ce ești tu recunoscătoare astăzi? Îi sunt lui Dumnezeu recunoscătoare pentru... Da. Și îi mulțumesc pentru locul și prețuiesc locul în care m-a așezat. Îi sunt recunoscătoare pentru faptul că am o familie sănătoasă, pentru faptul că am un copil sănătos, am un copil care este cu minte și pentru toate astea, mă repet, îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu și mai ales pentru faptul că m-a adus pe drumul acesta al cântecului. Mi-am dorit foarte mult. Eu am avut o perioadă în care am fost plecată din țară, am întrerupt această pasiune. Am revenit și în momentul de față mă bucur de atenția și iubirea celor care mă apreciază. Și la rândul meu îi asigur de toată dragostea, respectul și prețuirea mea. Păi eu zic să facem în felul următor, să te asculte cei de acasă cu primul videoclip muzical, pentru că în această dimineață, dragii mei, a venit Cami cu două videoclipuri și o piesă și vreau să dansăm. Astăzi și ieri am avut așa o ediție matinală activă, pentru că dorim să ne simțim foarte bine atât noi cât și cei de acasă, să ne primiți în casele dumneavoastră, eu zic așa, cu televizoarele deschise pe Antena 3 Vâlcea. Și am venit numai cu sârbe, deci toate cele astea sunt... Și deci, e bună, așa că... E clar, am de dansat. Bun, Cami, deci perfect. Îi invităm și pe cei de acasă și noi aici în platou ne vom ridica și vom dansa la matinalul Fii Antenă, că așa se întâmplă aici. Distracția e întoi și la cote maxime, zic eu. Treabă, că mă împungi și tot mă împungi, dar ca mine nu.
ce de bine, n-ai mai dormit luni de zile. Lume, lume, dacă-i ști cât de iubită pot fi și cât îmi merge de bine. Mai ce piesă, Cami, deja eu mai aveam puțin și ieșeam din platou când venea să dansez exact cum se dansează o sârbă, că noi am fost așa mai mult pe hor, combinate lejer, că n-avem spațiu suficient, dar la petreceri nu vreau să-mi imaginez. Și cu sârbele. Da, deci la petreceri nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă acolo, Cami, deci nevoie mare, distracție la cote maxime. Da, ce? Loc și voie bună și vreau să spun că cel mai mult la evenimente oamenilor asta le plac, sârbele. Asta voiam să te întreb acum, deci ce preferă? Sârbele. Sârbele sunt viața lor, pentru că până la urmă, una peste alta, da, oamenii de aceea se adună la evenimente ca să se simtă bine și ce poate aduce mai mult acest lucru decât sârbele. Ia să le spunem celor de acasă din ce zonă vii tu mai exact, mai Cami, spune-le tu. Sunt craioveancă, jet-beget. Olteancă, deci am lăsat ca să spui focoasă, să zic, rapidă, iute, ambițioasă. Da, da. De aici și piesele acestea, acum înțeleg. Da, aduce un aport de bunăstare în viață. Care este cel mai mare regret din viața ta, Cami? Nu știu dacă cel mai mare, dar unul dintre regretele mele este acela că nu am reușit să cânt mai de mult. Da, eu am început acest lucru în urmă cu vreo 10 anișori, adunat pe ansamblu și așa cum am precizat mai devreme, am avut o perioadă de întrerupere în care am fost plecată din țară pentru că am avut nevoie de niște bănuți de care aveam nevoie pentru niște probleme personale. Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut pentru iubire? Ai că stare curioasă. Cel mai nebunesc? Da. Să știi că nu prea fac lucruri de asta. Sunt o persoană foarte echilibrată. Da. Și deși eu consider că iubirea este sentimentul care leagă doi oameni și așa îmi place mie să spun că cei care au iubire au tot pe lumea asta, dar cred că și datorită zodiei sunt săgetător. Nu mă las așa influențată la maximă astfel încât să ajung să fac lucruri nebunești. Nu spun că nu este bine, apreciez și admir oamenii care fac și astfel de lucruri, dar eu sunt o persoană destul de echilibrată, destul de meticuloasă, stau și le calculez înainte de nu știu câte ori. Am înțeles. Fii atentă, uite, ne salută Terezia Maria Banag. Neața, o zi bună, vă doresc tuturor, zi frumoasă, să fie numai bine. Maria Mitu, bună neața tuturor, vă îmbrățișez cu mult drag, salutări invitatei, mult succes în continuare. Vă mulțumesc. Lucian Cărămid, neața bună, iar Adrian Monafu te salută, te felicită și te întreabă ce-ți place să faci în timpul liber. Asta e o întrebare care chiar îmi place să mi se adreseze. Da. Pentru că în timpul liber îmi place foarte mult să călătoresc. Cred că s-a mai spus și data trecută și asta spun de fiecare dată pentru că este una dintre plăcerile mele. Aceea de a mă delecta în natură. Mai doresc să salut pe Madi și pe Mihai. Știu că se uită în fiecare dimineață la noi și nu numai. Și pentru că ai venit în această dimineață cu un repertoriu chiar bogat și mare și lung, cu două videoclipuri destul de mari, vreau să te ascultăm cu cel de-al doilea. De fapt, hai să facem cu piesa, măi, Laurențiu, că a venit și cu o piesă, am uitat, și de final să încheiem cu acel videoclip muzical, așa că, draga mea, vreau să te invit la dans și vin și eu imediat lângă tine
să vedem cu ce piesă ai venit în această dimineață pentru cei de acasă, dar și pentru mine. Am o piesă nouă, pe lângă videoclipul care o să încheiem emisiunea. Este tot o sârbă, așa cum vă spuneam că am venit doar cu sârbe. Ce bine! Se numește Stau cu cinstea la o masă și eu zic că titlul este reprezentativ. Versurile sunt scrise de doamna Jenny Nicolau, pe care o salut dacă cumva se uită în această dimineață la noi. Și este o piesă foarte, foarte frumoasă, zic eu, a prins foarte bine. Este nouă, la voi nu am venit cu ea până acum pentru că nu ne-am sincronizat din punct de vedere al timpului. Sper să vă placă și dumneavoastră și aștept să-mi scrieți dacă vă place această piesă. Stau cu cinstea la o masă. Hai că stare curioasă, ca să fac o rimă, că Ami te invit alături de mine și de cei de acasă. Hop
și așa și eu iubesc matinalul Fie Antenă și pe Camis. Mulțumesc din suflet. Draga mea, vreau să vii lângă mine aici, nu ne mai așezăm că nu mai avem timp foarte mult, decât câteva minute să mai stăm de vorbă. Și e păcat, ia uite ce îmi face acolo. Și să vă spun ceva despre piesa nouă. Asta voiam să te întreb acum. Ia spune-mi tu, Cami, despre această piesă foarte săltăreață, cum de altfel toate trei sunt. Da, cred că am făcut o micuță greșeală. A treia piesă nu este sârbă, este o piesă de ascultare. Am zis că toate sunt sârbe, da. Da, da, da. Este o piesă de ascultare, cu care este cea mai nouă, cel mai nou videoclip al meu. Se numește Mi-am găsit locul în inima ta. Este un videoclip care a prins foarte bine și l-am realizat aici la voi în zonă, la Muzeul Satului Vâlcean. Ia uși ce frumos! Tot spuneai tu că vrei să filmezi emisiunea acolo. Am filmat deja. Da. Și mai filmăm deja, mai filmăm în continuare. O locație foarte frumoasă și m-am bucurat de acel peisaj super. Mulțumim domnilor de acolo care ne-au dat voie să filmăm în acea locație. Și ce să zic, să ascultăm videoclipul și m-aș bucura din suflet să vă și placă. Ce frumos, Cami, de final fii atentă că nu poți să scapi cu citatul motivațional și mai vreau până tu îl extragi și te gândești așa și îl citești puțin în mintea ta și apoi le spui și celor de acasă, să le spun celor care ne urmăresc la această oră, 7:50, dragii mei telespectatori, că mâine dimineață vă dau o întâlnire din zona Drăgășani cu domnul primar și cu... și cu telespectatori și cu oameni care trec, ce părere au de vin și despre această frumoasă sărbătoare. De fapt, sunt două sărbători, culesul viilor și mai cu seamă lăutarul. Bam, bam, bam! Așa că nu ratați ediția de mâine dimineață de la 7:15 cu Mădălina Mitu, cu domnul primar Cristian Nedelcu și mai cu seamă cu trecătorii ce îi voi întâlni și îi voi întreba multe. Așa că rămâneți cu noi și astăzi, dar și mâine, tot pe Antena 3 Vâlcea. Așa că acum, Cami, ai cuvântul. Gata, dăm cu citatul și vreau să spun din start că sunt perfect de acord cu ceea ce scrie aici. Ia. Și întotdeauna... Și eu așa procedez. Niciodată nu trebuie să te rușinezi a mărturisi că ai greșit. Înseamnă doar să spui, cu alte cuvinte, că astăzi ești mai înțelept decât ieri. Oh, ce citat frumos, m-am făcut piele de găină. Știți foarte bine că sunt foarte sensibilă când vine vorba de viață, de partea aceasta de psihologie, de suflet, de dragoste. Eu mă topesc toată. Cam îți mulțumesc din tot sufletul cu pentru mare prezență. Plăcere. Și eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și pentru că la voi de fiecare dată sunt primită cu porțile deschise și cu toată dragostea voastră. Sper că te-ai simțit din nou bine cu mine. Cu cea mai mare plăcere. De fiecare dată. Mă bucur tare mult, le dorim celor de acasă o zi cu soare în suflet și soare pe cer. Important e să-l avem și mai cu seamă vă dedicăm acest videoclip în încheierea din partea artistei noastre, dragi olteanca noastră, Cami Radu. Și mai cu seamă eu, Mădălina Mitu, vă pup, vă îmbrățișez și să nu uit, le mulțumesc celor de la Fashion for You pentru această ținută superbă, ca de fiecare dată, în fiecare dimineață, că mi-au asigurat-o și mai cu seamă îi găsiți pe www.fashionforyou.ro. Toate cele bune, dragii mei! Ne vedem mâine dimineață la o nouă ediție matinală plină de distracție! Și la revedere! Cu drag, la revedere! Mi-am găsit locul în inima ta și în brațele tale liniștea. Iubirea ce mult îmi doream, pe care atât o așteptam, tu ai adus acum în viața mea. Mi-am găsit locul în inima ta și în brațele tale liniștea. Iubirea ce mult îmi doream, pe care atât o așteptam, tu ai adus-o acum în viața mea. Doamne, mie tu mi-ai dat mai mult decât am visat, jumătatea ce-mi doream lângă mine acum să am. Doamne, tu mi-ai dat mereu
după sufletul meu. Mi-am găsit fericirea lângă jumătatea mea. Frumoase, Doamne, să te îndrăgostești, să-ți iei în brațe pe cine iubești. În viața mea te așteptam, în suflet fericirea, că soarele din viața mea tu ești. Frumoase, Doamne, să te îndrăgostești, să-ți iei în brațe pe cine iubești. În viața mea te așteptam, în suflet fericirea, că soarele din viața mea tu ești. Doamne, mie tu mi-ai dat mai mult decât am visat, jumătatea ce-mi doream lângă mine acum să am. Doamne, tu mi-ai dat mereu doar după sufletul meu. Mi-am găsit fericirea lângă jumătatea mea. Același drum în viață să porni și ca acum mereu să ne iubi. Mână de mână amândoi, prin vreme bună sau prin ploi, unul de altul aproape să fii. Pe același drum în viață să pornim și ca acum mereu să ne iubi. Bună sau prin ploi, unul de altul aproape să fim. Doamne, mie tu mi-ai dat mai mult decât am visat, jumătatea ce-mi doream lângă mine acum să am. Doamne, tu mi-ai dat mereu doar după sufletul meu. Mi-am găsit fericirea lângă jumătatea mea. Doamne, mie tu mi-ai dat mai mult decât am visat, jumătatea ce-mi doream lângă mine acum să am. Doamne, tu mi-ai dat mereu doar după sufletul meu. Mi-am găsit fericirea lângă jumătatea mea.